Localnicii orașului Tismana vor avea din vara acestui an o casă de cultură modernizată. Efortul de extindere și reabilitare a clădirii aparține autorităților locale, care anunță că la iarnă aici se vor putea organiza în căldură diverse spectacole pentru localnici. Valoarea eligibilă a fost de 12 miliarde lei vechi, mă refer la construcții montaj. Contribuția noastră este de 25%, iar a Guvernului României 75%. O investiție care, odată finalizată, ne va permite să desfășurăm toate activitățile, indiferent de starea timpului, în acest locaș. Va avea instalație de încălzire, ceea ce n-a avut până acum, va fi consolidată, va fi hidroizolată, termoizolată, cu dotările necesare. Deci lucruri deosebite și sper că imediat după 1 august să putem angaja și un director inimos de Casa de Cultură, să găsim un om care este împătimit, dacă se poate spune, de cultură și care să redea Tismanei cultura și activitățile culturale pe care le-a avut în urmă cu decenii. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, felicită autoritățile din Tismana care s-au arătat interesate să obțină fondurile necesare pentru punerea în aplicare a acestui proiect, finanțat și de Compania Națională de Investiții. Compania Națională de Investiții ne-a înțeles, a fost un proiect eligibil și iată că este în faza finală acum, cu o sumă rezonabilă de circa 12 miliarde, cu o cofinanțare destul de mică a Consiliului Local. În această vară vom inaugura acest edificiu cultural. Trecem, cred că, de la cămin cultural la o casă de cultură multifuncțională. Până la demararea lucrărilor, starea clădirii era deplorabilă, spațiul nefiind dotat cu centrală pentru încălzirea acestea, ea neavând nici dotări moderne pentru proiectarea de filme, așa cum își doresc acum inițiatorii proiectului.